Viceprimarul Lucian Harșovski a publicat pe pagina lui de Facebook programul complet pe echipe, cartiere și asociații de proprietari. Campania se va desfășura în 4 etape. În prima, între 1 și 15 martie, se va face salubrizarea arterelor principale în municipiul Suceava după perioada de iarnă. Se acționează cu 2 echipe în cartierele 8-5 Georgenescu, zona centrală, Zamca, Burdujen și Ițcani. Fiecare echipă este formată din 10 muncitori și un șef de echipă. Se va acționa cu 2 autospeciale de măturat mecanizat carosabil, 4 autospeciale de măturat trotuarul, 2 încărcătoare frontale tip Vola, 2 autospeciale de transport deșeuri și 2 autospeciale de spălat străzi. Activități desfășurate: toaletarea gardului viu, curățat rigole, greblat spații verzi, măturat manual mecanizat străzi, trotuare, colectat deșeuri, spații verzi, spălat străzi, trotuare și alte spații, spălat mobilier stradal, completat sau montat coșuri deșeuri stradale, a precizat Harșovski. Etapa a doua, între 18 martie și 5 aprilie, este rezervată pregătirii municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paști, împreună cu asociațiile de proprietari, iar în cea de-a treia etapă, 8-19 aprilie, va fi reluat programul de salubrizare în cartiere. Etapa a patra, săptămâna 22-26 aprilie, va presupune pregătirea municipiului Suceava pentru sărbătorile de Paști împreună cu unitățile de învățământ. În această săptămână se vor salubriza anumite zone, în preajma unităților de învățământ, în zonele cultelor religioase, zonele de agrement, parcuri, etc., care vor fi stabilite la momentul respectiv, a mai arătat viceprimarul Lucian Harșovski.